Cine are cap, trebuie musai să aibă și o pălărie. Asta ar spune Neanicu, ultimul pălărier din capitală și probabil din țară. Meseria lui nu mai înseamnă mare lucru de când mărfurile importate au umplut magazinele. Totuși, la 92 de ani muncește cu același drag, doar ca meseria lui să nu fie uitată. Și spune el că este cam prima zi în care a ajuns din întâmplare într-un atelier de pălării ca ucenic și din care a ieșit acum cel mai cunoscut pălărier din România. Pălăria dă tonul eleganței. Este elegant, frumos, dacă capul nu e acoperit cu o pălărie frumoasă, elegantă, nu dai doi bani pe el. Este credința care l-a ghidat pe Neanicu, ultimul pălărier din România, să facă pălării timp de aproape 80 de ani. L-am găsit în atelierul lui din Pasajul Englez din București. Lucrează de când se știe cu aceeași tehnică și cu acelea scule pe care le-a salvat din atelierul în care a făcut prima lui pălărie. Astea sunt toate, sunt scule, toate de la meșterul meu, care au peste 150 de ani. Nu o să mai fac acum. Din asta facem pălăriile. Asta este prima. S-a născut într-un sat din Gorj și a ajuns pălărier din întâmplare. Își amintește că pe când avea doar 14 ani a ajuns în București și s-a dus ca ucenic într-un atelier din zona Gării de Nord. Acolo a învățat meserie, iar în timp, din mâinile lui, au ieșit pălăriile care l-au făcut cunoscut în toată țara. Meseria asta și munca asta care o fac eu acum, am avut satisfacție în urma ei de tot ce mi-am dorit în viață. Dar am și muncit. Lucram la el, la patronul meu, 8 ore sau așa, și mă duceam la ăla. Și nu la ăla, mă duceam încă la două ateliere. Lucram până la 11, noaptea lucram, muncea așa de mult, îmi plăcea să muncesc. Pe vremea comunismului, povestește el, cei care purtau pălărie erau considerați dușmanii poporului. El a continuat însă să le facă. Sergiu Nicolaescu a făcut niște filme și în timpul ăla nu avea ce să facă cu pălării decât cam eu rămăsesem. Și a trebuit să colaborez. Toate pălăriile, șepcile ce a avut nevoie atunci filmul lor, a trebuit, eu le-am făcut aia. Și plus de asta, miniștrii noștri care erau atunci comuniști, miniștri la conducere, când plecau și ei în străinătate, plecau eleganți, plecau cu pălărie. Deci ei acolo și mai aveam, de multe ori mulți mă chemau și le făceam câte o pălărie, le aranjeam câte o pălărie să meargă. Pe pereții micului atelier, mărturia longevității sale, stau fotografii vechi cu el din tinerețe sau cu clienți care nu l-au uitat. Deși are 92 de ani, n-ar vrea încă să se oprească. Câți ani o să mai faceți pălării? Păi contractul e cam Adam, știi cât a trăit Adam? 400 de ani. Păi eu dacă să ajung 150. Sănătate numai bine.